Bună seara și bine v-am regăsit pentru început, iată care sunt principalele știri pe scurt. Zeci de persoane stau la rând de astăzi pentru a-și putea ridica mâine pașapoartele. Sute de petrileni nu și-au ridicat până acum alimentele de la Uniunea Europeană. Situație incredibilă la Petroșani. Zeci de persoane s-au așezat la rând de astăzi pentru ca mâine să fie între primele 35 de persoane acceptate la serviciul de pașapoarte. Unii dintre ei au venit de la 7 azi dimineață și vor sta toată noaptea doar pentru a nu pierde rândul. Zeci de persoane înarmate cu cafele, mâncare, sticle de apă, dar și foarte multă răbdare, s-au așezat de dimineață, încă de la ora 7, la coadă, în fața primăriei din Petroșani, pentru a se asigura că mâine prind un loc pentru a-și schimba pașaportul. Puși la zid în fața unui sistem prozgândit, oamenii care depind de acest document sunt nevoiți ca în fiecare săptămână să stea de miercuri până joi, în continuu la coadă, pentru a nu pierde locul. Reprezentanții prefecturii vin de la Deva joi, la Petroșani, timp de 2 ore, așa că maximul de pașapoarte care pot fi întocmite nu depășește numărul de 35. Aveți nevoie de schimbarea unui pașaport și în ciuda faptului că doar mâine este program, ați venit de astăzi, miercuri, să stați la rând. Da, de la ora 9 dimineața, 9:30. Dar de ce cu o zi înainte? Pentru că trebuie să ocupi locurile, sunt limitate și numai 35 se fac pe zi. În ziua de joi numai 35 de locuri sunt și restul e limitat. Dacă nu, stai din oră în oră, pierzi rândul. Există riscul să și nu vă puteți face pașaport? Risc nu există pentru că toate condițiile prevăzute de pe listă sunt îndeplinite. Și aveți de gând să stați la noapte aici? Păi nu avem ce face, mai schimbăm cu prietenii, cu ce putem, din oră în oră, din două în două, cineva să suplinească locul. Tot la rând am găsit și cea mai norocoasă persoană, pentru că era prima pe listă, dar totodată ghinionistă, pentru că va sta cel mai mult la rând. De ce stați la rând de astăzi dacă doar mâine aveți treabă aici la primărie? Este foarte simplu. Este un sistem creat de către, nu știu exact să spun de către cine, și din păcate cei care au de suferit sunt oamenii de rând. Din ce am înțeles, pentru a-ți face un pașaport trebuie să vină înainte cu 24 de ore pentru a prinde loc. Sunt 35 de pașapoarte care se fac zilnic și am avut șansa, sau pot să zic neșansa, să fiu primul pentru a prinde un loc să fac pașaport copilului meu. Mâine de-abia pe la ora 10-11 ajung doamnele de la Deva. Aveți de gând să stați peste noapte aici? Evident, am și venit de la ora asta. Problema eliberării și schimbării pașapoartelor este una foarte mare acum, în lunile de vară, deoarece mare parte din persoanele aflate în această situație vin din străinătate în țară și se lovesc de sistemul prost gândit. Situația prezentată nu are loc doar la Petroșani. Așa se întâmplă și la Deva, unde, deși biroul de pașapoarte are program continuu, statul la coadă nu se poate evita. Adevărul e că sezonul estival totdeauna ne aduce o aglomerare mare la serviciul de pașapoarte, și la matriculări, dar nu în așa măsură ca și la pașapoarte. Pentru că treaba asta se întâmplă pentru că foarte mulți cetățeni care își au domiciliu sau lucrează în străinătate își reînnoiesc documentele prin care pot să își desfășoare activitatea în țările în care sunt ei la acest minut. Peste toată treaba asta a apărut și Brexit-ul, și oamenii prevăzători își pregătesc documentele pentru acest eveniment care va avea loc când va avea loc. Fără doar și poate mâine, din nou, incidentele nu vor lipsi, deoarece oamenii nemulțumiți și revoltați vor face din nou scandal. Însă chiar și așa, situația de fapt nu se va modifica în vreun fel. Dacă în multe localități din Valea Jiului stocurile de alimente de la Uniunea Europeană au fost epuizate, la Petrila sunt ajutoare din plin. Beneficiarii nu au venit să-și ridice pachetele, așa că acum primăria face apel pentru ca oamenii să-și ridice acest drept. În caz contrar, toate alimentele vor fi returnate. De regulă, la distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană este înghesuială mare. Ei bine, există și locuri care fac excepție. De pildă, la Petrila, depozitele de alimente sunt pline și asta pentru că beneficiarii nu s-au prezentat să le ridice. Deși au avut un program prestabilit pentru a evita statul la coadă, după primele 2 săptămâni, nu a mai venit nimeni să-și ridice pachetele venite drept ajutor de la Uniunea Europeană. Pentru a-i stimula în vreun fel pe beneficiari să vină la sediul asistenței sociale din Petrila, pentru a intra în posesia pachetelor, administrația publică locală a făcut un anunț public.
Serviciul public local de asistență socială Petrila roagă beneficiarii programului POAD 2016 să se prezinte urgent la sediul din strada 8 martie parter în vederea ridicării alimentelor zilnic de luni până vineri, indiferent de categoria de beneficiari din care fac parte, având asupra lor documentele în original. În cazul în care beneficiarii nu vor veni să-și ridice alimentele, Serviciul Public Local de Asistență Socială Petrila este obligat să returneze pachetele. Pentru a evita acest lucru, persoanele care beneficiază de strictul necesar de alimente de la Uniunea Europeană sunt așteptate să intre în posesia pachetelor. Aproape 2000 de persoane din Alba au beneficiat până acum de bilete de tratament prin intermediul Casei Județene de Pensii. Cei mai mulți preferă stațiuni precum Gioagiu Voi, Olănești, Căciulata, dar și Felix sau Turda. Conducerea instituției a cerut chiar suplimentarea numărului de bilete pentru a putea răspunde solicitărilor. Atât pensionarii cât și persoanele angajate care beneficiază de asigurare pot solicita un bilet de tratament într-una din stațiunile balneoclimaterice din țară. Până acum au fost valorificate aproximativ 2000 de bilete și se estimează ca până la finele anului alte 3000 de persoane să se trateze în stațiuni. Am fost la audiențe și la întâlniri cu pensionarii, chiar i-am rugat și le-am solicitat să beneficieze de această oportunitate de a lua un bilet de tratament și a merge la tratamente în stațiunile balneoclimatice. Biletul asigură o ședere de 16 zile, din care 12 sunt destinate tratamentului, iar beneficiarul are masa și cazarea asigurate în hoteluri de 3 și 4 stele. Cazarea, mâncarea, deci biletul este de 16 zile, din care 12 zile se face tratament și au mâncare, au cazare, așa cum v-am spus, și condiții chiar foarte bune, hoteluri de 3 stele și chiar de 4 stele. În total, sunt 19 serii de plecare de-a lungul anului. Conducerea Casei Județene de Pensii Alba a solicitat suplimentarea numărului de bilete cu 300 pentru a face față numărului mare de solicitări. Un astfel de bilet se poate obține pe baza unei trimiteri de la medicul de familie, iar în funcție de afecțiunea de care suferă, beneficiarul urmează tratamentul specific într-una din stațiuni. Cadrele didactice care au susținut examenul de titularizare au aflat astăzi rezultatele. În județul Alba, aproape 35% din profesori au obținut note peste 7. Au fost și două note de 10, ambele la disciplina matematică. În total, în acest an s-au înscris pentru examenul de titularizare 353 de cadre didactice din Alba, din care 122 au luat note peste 7, ceea ce le oferă posibilitatea de a obține un post de titular pe o perioadă nedeterminată. Deci anul acesta posturi titularizabile sunt doar 57 la nivel de județi. Într-adevăr, cifra este destul de mică pentru că mai sunt doar 299 de norme întregi sau fracțiuni din totalul de 747 de posturi disponibile, complete sau incomplete. Doi profesori din Alba au reușit chiar să obțină nota maximă. Aceste două note de 10 au fost la disciplina matematică și chiar am verificat dacă sunt catedre pe care ei pot să le ocupe, catedre întregi, norme întregi, pe care pot ei să le ocupe, să-și aleagă fiind cea mai mare notă. Da, există, pot să-și aleagă în trei zone ale județului există și ei pot să aleagă. La polul opus se află cei care nu au reușit să redacteze lucrări care să fie notate măcar cu nota 5. Aceștia pot participa la ședințele publice, însă șansele de a obține un post sunt destul de reduse. Cei care au obținut la proba din specialitatea care au susținut concursul nu pot să intre în sistem anul acesta școlar în specialitatea probei. Pot să fie suplinitori calificați sau necalificați în a doua specialitate sau nu pe care o au pe diplomă. Cei care sunt nemulțumiți de note pot depune contestații până mâine, 28 august, la ora 15. Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 8 și 9 august, respectiv între 26 și 29 pentru posturile de suplinitor. Emoțiile pentru o parte din profesori nu s-au încheiat aici. La începutul lunii august va urma examenul de definitivat, pe care îl vor susține 131 de dascăli din Alba.
La DEVA a început campania de dezinsecție și de ratizare și se va desfășura până în 31 iulie. Cei mai fericiți sunt localnicii care, în sfârșit, vor scăpa de țânțari. La DEVA a început campania de dezinsecție și de ratizare. Debutul acțiunii a avut loc zilele trecute, spre bucuria localnicilor care s-au plâns de nenumărate ori de numărul mare de țânțari. Campania organizată de Primăria Orașului și Operatorul Serviciului de Salubritate pentru activitate de dezinsecție, dezinfecție și de ratizare se va desfășura până pe 31 iulie. S-a intervenit puțin mai târziu datorită faptului că nu a fost făcută licitația pentru dezinsecție în DEVA. Am făcut niște eforturi, dar care în final au meritat, pentru că în momentul de față devenii nu mai sunt mușcați de țânțari. A fost și o deratizare pentru ceea ce înseamnă animalele mici care se plimbă prin iarbă. Și cred că în momentul de față putem vorbi că a fost o acțiune de succes. Bănuiesc că vor mai fi astfel de acțiuni în această vară. Vor fi, dar în același timp am cerut compartimentul de specialitate din cadrul primăriei să se ocupe de licitație, pentru că așa este normal. Acum am făcut-o pe procedură de urgență, dar va trebui să găsim operatorul care să știm că câțiva ani nu mai avem probleme cu dezinsecția și deratizarea în DEVA. Deși demarată mai târziu, campania de dezinsecție era mai mult decât necesară și asta după ce în ultima lună, din cauza ploilor, țânțarii au invadat pur și simplu orașul, zonele cele mai afectate fiind parcurile. Un fenomen spectaculos și nemai întâlnit a avut loc ieri pe Bega. În timpul unei ploi, o ceață deasă s-a format doar pe acoperișul ambarcațiunilor parcate. Dar mai bine, haideți să urmărim materialul următor. Imagini spectaculoase au fost surprinse la ultima ploaie pe Bega de către un timișorean aflat în trecere pe lângă vaporașele parcate la podul de la Mihai Viteazu. Perdeaua de apă deasă ce se lăsase din cer peste Timișoara a creat o scenă cel puțin interesantă. Picăturile de ploaie ce se loveau cu putere de acoperișul ambarcațiunilor încins de soarele din ultimele zile au dus la apariția unui fenomen similar ceței, iar fotografiile și imaginile video postate mai apoi pe internet sunt de-a dreptul surprinzătoare. Vă reamintim, sistemul de transport public cu vaporașe la Timișoara nu a intrat încă în funcțiune, dar s-au făcut mai multe teste. La următoarea ședință de plen a Consiliului Local, cele 7 embarcațiuni vor fi trecute în gestiunea RATB, care mai are de primit o serie de avize de la Autoritatea Navală până când vaporașele vor putea face curse de călătorii pe Bega. Fiecare vaporaș are câte 50 de locuri și a costat peste 275.000 de euro. Prețul unui bilet de călătorie atunci când vor începe cursele cu pasageri pe Bega va fi de 1 leu. Acestea au fost știrile. Vă dau întâlnire mâine la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital. Până atunci, aveți parte de o seară cât se poate de bună.